Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, pentru această ocazie m-am gândit să vă propun să ne continuăm incursiunea pe care am început-o în istoria Reformei Luterane din secolul al XVI-lea. Suntem încă la capitolul Viața și activitatea lui Martin Luther. Și în prima înregistrare care am făcut-o pe această temă, am vorbit despre cauzele și contextul Reformei Luterane din secolul al XVI-lea. Astăzi aș vrea să începem să discutăm despre viața marelui reformator Martin Luther. De altfel, este greu să vorbești despre istoria Europei în special, dar și despre istoria lumii la modul general, fără să se facă o referire la marele reformator german din secolul al XVI-lea. Martin Luther a fost un teolog și un scriitor extrem de prolific, iar gândirea sa teologică a influențat în mod radical și reversibil istoria Bisericii lui Hristos, dar și istoria Europei de apus și a altor zone importante ale lumii. Ideea conform căreia omul trebuie să fie liber în ceea ce crede și că fiecare om este prețios în ochii lui Dumnezeu, sunt lucruri pentru care acest om simplu a ajuns să înfrunte de unul singur cea mai mare putere din vremea lui. Martin Luther, pe drept cuvânt, poate să fie creditat ca fiind responsabil pentru cea mai spectaculoasă trezire spirituală cunoscută vreodată în istorie, după epoca apostolică a Bisericii. Martin Luther a fost omul care s-a opus Bisericii Romano-Catolice, acea imensă, impenetrabilă și imbatabilă instituție a Evului Mediu, și a cerut ca dreptul lui divin de a fi liber și de a urma învățătura lui Dumnezeu să îi fie respectat. Viața lui Martin Luther, văzută din exterior, este una extrem de simplă, gravitând în jurul teritoriilor numite Turingia și Wittenberg, din landul Saxonia, din Germania. Doar câteva călătorii ocazionale l-au dus pe marele reformator german în afara acestei regiuni aflate în estul extrem al Sfântului Imperiu Roman. În această perioadă a finalului de secol al XV-lea, orizontul istoriei s-a schimbat radical în Europa prusiană, în mod special sub influența umanismului, așa cum deja am remarcat în prima înregistrare. Din punct de vedere politic, momentul era dominat de figurile importante ale marilor împărați, Maximilian I-ul și Carol al V-lea, dar și al papilor Leon al X-lea, Clement al VII-lea și Paul al III-lea. De asemenea, pe scenă erau nume importante în ceea ce privește arta sau știința, precum Rafael, Michelangelo, Copernic și Paracelsus. Toate acestea, cel puțin în prima parte a vieții sale, cu toate acestea, cel puțin în prima parte a vieții sale, Martin Luther nu a fost marcat aproape deloc de aceste schimbări majore, deoarece, limitat la împrejurările sale natale, reformatorul a crescut ca un copil tipic din Evul Mediu târziu. Martin Luther s-a născut la Eisleben în ziua de 11 noiembrie 1483, fiind cel mai probabil primul dintre cei 9 copii ai lui Hans și Margaret Luther. A fost botezat în cea de-a doua zi de viață, adică pe 12 noiembrie, primindu-și numele de la Sfântul care patrona ziua respectivă, după cum era obiceiul în acea perioadă istorică. Dat fiind faptul că oportunitățile de afaceri erau destul de limitate în Eisleben, la doar câteva luni de la nașterea lui Martin, familia lui s-a mutat într-un oraș mai mare numit Mansfeld. La momentul acela, Mansfeld era o adevărată metropolă a regiunii Turingia. Aici, datorită hărniciei și seriozității lui, Hans Luther a ajuns să devină coproprietar sau coacționar al unor mine de cupru și a unor topitorii. Acest lucru conduce la o creștere a calității vieții pentru familia Luther. Cu toate acestea, viața familiei Luther nu a fost niciodată una caracterizată de belșug. Din acest motiv, știm faptul că Margaret Luther, mama lui Luther, a continuat să adune lemne de foc din pădure, lemne pe care le vindea pentru a aduce un plus de resurse la venitul familiei. Sub influența societății medievale în care trăiau, Hans și Margaret Luther aveau o serie de principii foarte stricte. Este deja foarte cunoscut faptul că tânărul Martin s-a lovit deseori de asprimea cu care părinții săi
își educau copiii. Nu de puține ori părinții își pedepseau copiii folosind metode chiar violente. Din punct de vedere spiritual, sub atenta călăuzirea mamei sale, Martin Luther a îmbrățișat învățătura Bisericii Romano-Catolice. Copilăria i-a fost marcată de multe dintre viziune superstițioase care caracterizau viața de credință din Evul Mediu. Cu toate acestea, reformatorul a arătat întotdeauna un deosebit de mare respect pentru părinții săi. Începând cu anul 1490, timp de 7 ani, Martin Luther a studiat la școala din Mansfeld, iar în anul 1497, tatăl său l-a trimis să studieze la Magdeburg. Aici, tânărul Martin a avut parte de o viață foarte dură și plină de privațiuni, foarte asemănătoare cu viața din mănăstire. A fost găzuit de către Frații Vieții în Comun, o organizație religioasă cu origini în Olanda. După doar un an, Martin Luther s-a mutat la școala parohială Sfântul Gheorghe din Eisenach, unde a studiat aproximativ 3 ani. În primăvara anului 1501, Martin Luther s-a înscris la Universitatea din Erfurt. Foaia de înmatriculare reprezintă primul document scris pe care îl avem cu privire la Martin Luther. La Universitatea din Erfurt, Luther a experimentat o viață care se apropie enorm de mult de viața monahală din perioada respectivă. A studiat arte liberale, studii care erau necesare pentru oricine dorea să devină avocat la vremea respectivă sau medic sau teolog. După 4 ani de eforturi, a absolvit cu rezultate foarte bune. În anul 1505 a primit diploma de master, obținând a doua medie din universitate. Urmând dorința tatălui său, Martin Luther începe să studieze dreptul, deși a făcut lucrul acesta doar pentru câteva săptămâni. A urmat o scurtă perioadă în care viața lui Martin Luther a împletit momente de seriozitate și momente de reveliune specifice vârstei lui, în mod special vârstei studenției. Cu toate acestea, Martin Luther devenea din ce în ce mai marcat din punct de vedere spiritual, reflectând intens la viața sa și la veșnicia care urma acest moment al vieții trecătoare. Marcat de povara păcatelor sale, dar și de percepția unui Dumnezeu drept care va judeca aspru pe fiecare păcătos, Martin Luther începe să se apropie de Scriptură. Este cunoscut faptul că Martin Luther petrecea timp studiind Scriptura în biblioteca Universității din Erfurt. Trebuie de asemenea să amintim faptul că mai multe persoane din anturajul lui Luther au devenit în perioada aceasta călugări în mănăstirea Ordinului Augustian din Erfurt, două dintre aceste persoane fiind chiar profesori ai lui. Un eveniment mai puțin expus de către cercetători, dar care a marcat viața tânărului Luther în mod profund, s-a petrecut undeva în primăvara anului 1504. La vremea aceea, studenții germani purtau la brâu o sabie mică. În timp ce călătorea spre casă pentru sărbătoarea Învierii Domnului, această sabie pe care Martin Luther o purta la brâu s-a desprins accidental din cureaua ei și i-a secționat piciorul lui Luther, provocându-i o sângerare abundentă. Speriați, colegii de călătorie au fugit în căutare de ajutoare, lăsându-l pe Martin Luther singur în agonia unei morți pe care o vedea ca fiind iminentă. Anul 1505 avea să rămână în istoria vieții lui Martin Luther ca un reper foarte important. Este anul în care ciuma avea să lovească nemilos orașul Erfurt. Epidemia a supus orașul terorii unei morți iminente și a umplut străzile de cadavre abandonate la voia întâmplării. Ideea unei pedepse venite din partea lui Dumnezeu a ajuns în scurt timp să domine conștiința tuturor oamenilor, mai ales că, de la o zi la alta, moartea a luat tot mai mulți oameni dintre ei. Groaza era atât de mare, cu cât în ultima sută de ani, așa cum am spus în prelegerea introductivă, ciuma a ucis aproape o treime din populația Europei. Aceste ecouri morbide reveneau acum în mințile și sufletele locuitorilor din regiunea Turingia. Epidemia de ciumă l-a afectat în mod direct pe Martin Luther, chiar dacă el nu s-a îmbolnăvit.
Trei dintre prietenii săi apropiați au fost răpuși de această boală. Toate aceste evenimente, succedate cu așa mare iuțeală, l-au adus din ce în ce mai mult pe viitorul reformator față în față cu ideea de mânie a lui Dumnezeu. Gândurile despre judecata lui Dumnezeu care urma încetării omului din viață și despre perspectiva unei veșnicii trăite sub condamnare și chin l-au condus pe Martin Luther la o dorință din ce în ce mai mare de a se dedica vieții de mănăstire. Data de 2 iulie 1505 avea să devină unul dintre reperele importante ale vieții lui Martin Luther, dar și a istoriei reformei luterane din Germania, devenind astfel vestită în întreaga lume creștină. Aflat pe drumul spre casa părintească, Martin Luther, acum în vârstă de 23 de ani, a fost prins în mijlocul unei furtuni violente. Evenimentul l-a afectat extrem de mult, în mod special datorită faptului că a fost convins că nu avea să mai supraviețuiască de această dată. Astfel, Martin Luther i-a jurat Sfintei Ana că se va călugări dacă viața sa va fi salvată din această furtună a iadului, așa cum a descris-o personal. Este foarte puțin probabil să vorbim despre faptul că acest eveniment ar fi fost un simplu atac de panică apărut spontan. Așa cum am văzut de ceva vreme, Martin Luther a fost practic transformat prin intermediul mai multor evenimente speciale. Gândirea lui și atitudinea lui față de viață au devenit total diferite față de cum erau în trecut. Viața lui Martin Luther a fost inundată de nevoia spirituală de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. În toată această perioadă, viitorul reformator al Bisericii lui Hristos a înțeles pe deplin nevoia de a se împăca cu Creatorul său și de a duce o viață devotată acestuia. Cu toate acestea, momentul trăit de către Martin Luther la 2 iulie 1505 poate fi considerat fără ezitare ca fiind momentul de convertire interioară a lui Martin Luther, o convertire care cel puțin până la un moment dat a fost comparată cu convertirea Sfântului Apostol Paul pe drumul către Damasc. În consecință, la doar 2 săptămâni de la momentul furtunii, mai precis la 17 iulie 1505, Martin Luther, în ciuda opoziției întâmpinate în rândul familiei, dar și a prietenilor, a devenit călugăr la mănăstirea Ordinului Augustinian din Erfurt. Hans Luther a fost extrem de revoltat datorită deciziei fiului său și acest lucru a dat naștere unui conflict care a aruncat o umbră adâncă peste relația tată-fiu pentru mai bine de 2 decenii. În primul an, în calitate de călugăr, Martin Luther a trecut prin stadiul de novice. A fost o perioadă în care s-a familiarizat cu normele și cu reglementările vieții monahale. De asemenea, a fost un timp în care Luther s-a dedicat unui intens studiu al Sfintelor Scripturi. Cu toate aceste eforturi spirituale, Martin Luther nu a reușit să atingă nici pe departe pacea interioară pe care și-o dorea. Zilnic era devotat meditației, rugăciunii și descoperirii lui Dumnezeu. De 7 ori pe zi participa la Sfânta Liturghie, inclusiv la cea care se celebra la miezul nopții. Privațiunile care și le impunea erau imense. Mânca foarte puțin, vorbea reținut și făcea acest lucru doar în anumite momente, mai precis în timpul în care vorbitul era permis. De asemenea, se îmbrăca în cel mai rudimentar mod cu putință. De altfel, Ordinul Augustinilor era foarte cunoscut pentru severitatea cu care se raporta la regulile de viață monahală. Cu toate că au căutat să împlinească toate cerințele care îi se impuneau, Martin Luther nu a găsit pacea spirituală, ci mai degrabă, cu trecerea timpului, suferința sa spirituală s-a agravat din ce în ce mai mult. Astfel, nu este de mirare faptul că tânărul călugăr s-a aruncat în cel mai sever tip de asceză. A urmat o perioadă în care Luther mânca foarte puțin și foarte rar, aproape deloc. Dormea de asemenea foarte puțin, folosindu-și aproape tot timpul de care dispunea pentru a se spovedi și pentru a se ruga. Luther credea la acel moment că imitând patimile Domnului nostru Iisus Hristos și pedepsindu-și trupul, va câștiga lupta cu dorințele carnale și va putea
care îl puneau în opoziție cu Dumnezeu, putând astfel să aibă pace cu Creatorul său. Din păcate, pentru sufletul său, prin toate aceste eforturi, Martin Luther se îndepărta din ce în ce mai mult de ceea ce căuta și simțea în modul cel mai acut. Privind la un Dumnezeu drept și atotputernic, căruia nu-i reușea sub nicio formă să intre în voie și să îndeplinească cerințele, anxietatea lui Luther a devenit atât de puternică, încât trupul său a fost slăbit, aproape ajunsese un muribund. Acest lucru a avut însă un efect providențial, deoarece l-a apropiat foarte mult pe viitorul reformator de studiul Sfintelor Scripturi. Și nu vorbim aici despre un studiu scolastic, ci despre o arzătoare dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu într-un sens existențial și personal. La 2 mai 1507, Martin Luther a fost hirotonit preot și cu această ocazie a primit ordinul de a începe să studieze teologia. Astfel, Martin Luther a început să-i studieze pe Biel, Ockham, Scotus și pe Toma d'Aquino. În paralel, studia teologia Sfântului Augustin, episcopul de Hippo. De altfel, teologia Sfântului Augustin era cea în care Martin Luther își găsea plăcerea cel mai mult și căruia îi acorda o importanță deosebită. În această perioadă, Martin Luther intră în contact și cu gândirea lui Dionisios Areopagitul, dar și cu gândirea misticilor și umaniștilor germani. Toate aceste studii îl determinau pe Martin Luther să înțeleagă faptul că îi devenea aproape imposibil să se poată raporta corect la cerințele atotputernicului Dumnezeu cu toate eforturile dramatice pe care le făcea zi de zi în această direcție. Trebuie să remarcăm faptul că în această perioadă a mai existat un aspect care a catalizat marea schimbare care urma să se petreacă în viața viitorului reformator. Este vorba despre întâlnirea și despre relația cu totul special pe care Martin Luther avea să o trăiască cu Johannes Staupitz, vicarul general al Ordinului Augustinian de pe tot teritoriul Germaniei. Despre Johannes Staupitz se cunoaște faptul că era profund influențat de teologia Sfântului Augustin, dar era și un iubitor al Sfintelor Scripturi pe care le studia cu sârguință. În providența lui Dumnezeu, Johannes Staupitz avea să devină duhovnicul lui Martin Luther. Acest lucru s-a dovedit foarte important, deoarece tânărul călugăr, mânat de luptele sale spirituale, cerea să se spovedească și să discute cu duhovnicul său de mai multe ori pe zi și timp de multe ore. În acest fel, Staupitz a cunoscut foarte bine toate acele aspecte cu care Luther se confrunta și a fost mereu un stâlp pe care viitorul reformator s-a sprijinit. La cererea lui Johannes Staupitz în anul 1508, Martin Luther pleacă să studieze teologia la Universitatea din Wittenberg. Trebuie să vă reamintesc faptul că Staupitz a fost la rândul lui profesor de studii biblice la Universitatea din Wittenberg. Timp de aproape un an, Martin Luther aprofundează etica lui Aristotel și obține o diplomă de master în teologie. Este un moment important din viața lui Martin Luther, deoarece în acest context, viitorul reformator al bisericii ajunge să-l cunoască și să se apropie de Frederic cel Înțelept, prințul elector al Saxoniei și fondatorul, respectiv proprietarul Universității din Wittenberg, dar și de Georg Spalatin, capelan al prințului Frederic. Cei doi aveau să joace un rol foarte important și chiar decisiv în nașterea și succesul ulterior al reformei luterane din secolul al XVI-lea. În anul 1509, Martin Luther revine la mănăstirea din Erfurt. Ordinul Augustinian se confrunta în această perioadă cu o serie de controverse interne. Acestea au fost destul de puternice, fapt care i-a condus pe liderii ordinului să apeleze la medierea papei de la Roma. Astfel, în toamna anului 1510, Martin Luther este însărcinat să călătorească la Roma pentru a susține cauza în fața cardinalilor bisericii. Și această călătorie avea să contribuie radical la viitorul marelui reformator. Martin Luther călătorește la Roma însoțit de un alt călugăr. El se îndreaptă spre orașul care era la vremea respectivă inima bisericii, hotărât să profite la maxim din punct de vedere spiritual și astfel să ajungă cât mai aproape de Dumnezeul cel atotputernic, așa cum tângea de ani de zile.
Călătoria de la Erfurt la Roma a durat 2 luni. Au fost 2 luni de mers pe jos, de dormit sub cerul liber și de expunere la numeroase și numeroase pericole. Dar tânărul călugăr, Martin Luther, nu vedea nimic din toate acestea ca pe o povară sau ca pe o barieră, ci el aștepta cu înfrigurare momentul în care va intra pe poarta măreței cetății. Acest moment emoționant a avut loc în luna octombrie. Martin Luther a intrat în Roma într-o perioadă în care aceasta se afla la apogeul luxului său medieval. Michelangelo terminase de picta Capela Sixtină, iar Rafael aproape că terminase și el de decorat apartamentele papale. Toate acestea au făcut ca Roma să fie o revelație uimitoare și șocantă pentru tânărul călugăr Luther, care pășea emoționat pe străzile ei. Era mânat de ideea că se află cu adevărat într-un oraș sfânt și că se afla cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. Dar tot acest sentiment înălțător avea să se spulbere în foarte scurt timp. Foarte rapid, Martin Luther avea să descopere partea întunecată a acestui măreț oraș, pe care inițial îl percepea ca fiind plin de sfințenie. Roma era o metropolă în care se discuta mai mult despre bani și despre afaceri decât despre creștinism. Biserica din Roma se transformase într-o mașină de strâns și de făcut bani și era total înstrăinată de scopurile ei spirituale. Foarte curând, Martin Luther a realizat că nu se află într-o biserică în prezența lui Dumnezeu, ci se află în mijlocul celei mai mari corporații existente la momentul respectiv. Luther a constatat faptul că Roma nu mai avea nimic sfânt în ea. Totul în Roma se rezuma doar la finanțe și la putere. Liderii Bisericii lui Hristos în frunte cu Papa nu erau nici pe departe slujitori ai lui Dumnezeu, ci erau veritabili oameni de afaceri și iscusiți conducători de oști. Cu această ocazie, Martin Luther a concluzionat faptul că Roma este un loc spiritual locuit aproape în totalitate de oameni lipsiți complet de spiritualitate și de morală creștină. Viitorul reformator avea să descopere faptul că în Roma se practicau la vedere păcate care aveau să șocheze pe absolut oricine. Această experiență l-a devastat complet pe tânărul călugăr, care se lupta din răsputeri să se apropie de Dumnezeu și să trăiască pietatea cerută de către Dumnezeu. În Roma, inima Bisericii lui Hristos, nimeni nu mai vorbea, spunea Luther, limba lui Dumnezeu și nu mai avea ambiții similare cu el. Totul se rezuma acolo la profit financiar, profit pe care biserica era bucuroasă să-l obțină, inclusiv de pe urma credincioșilor sinceri veniți la Roma în pelerinaj. Cu această ocazie, Martin Luther a luat un contact mai adânc cu indulgențele bisericii. Aceste indulgențe erau documente papale care, în urma achiziționării la un anumit preț, garantau iertarea păcatelor și salvarea din chinurile purgatoriului. Locul în care omul își ispășea păcatele pentru sute de mii de ani sau poate chiar milioane de ani înainte să îi se permită să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Datorită acestor condiții, vânzarea indulgențelor reprezenta o afacere foarte profitabilă pentru Biserica Romano-Catolică. Pentru Martin Luther a fost însă pentru prima dată când a realizat cât de antagonistă este credința sa față de ceea ce Biserica din Roma practica. Drama lui Luther nu a constat neapărat în superficialitatea cu care Biserica Romano-Catolică slujea lui Dumnezeu, ci în faptul că această biserică nu mai reflecta nimic din ceea ce însemna creștinismul. În anul 1511, Martin Luther s-a întors în mănăstirea din Erfurt și s-a întors mai deziluzionat și mai dărâmat spiritual decât fusese atunci când, plin de entuziasm spiritual, pornise în călătoria către Roma. Tăcut și dezamăgit, tânărul călugăr și-a reluat stilul de viață anterior, spovedindu-se de aproape 4 ori pe zi. Uneori aceste spovedanii durau, atenție, câte 5 ore fiecare în parte. Restul timpului, adică doar câteva ore care îi mai rămâneau, îl petrecea în penitență și în rugăciune. Martin Luther devenise din ce în ce mai înstrăinat, inclusiv de garanția iertării păcatelor primite de la duhovnic, cu toate că depunea eforturi uriașe pentru a-și mărturisi chiar și cele mai nesemnate păcate pe care le făcea și despre care avea teama că sunt în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Dar nici așa Luther nu simțea niciun fel de ușurare a iertării a acestor, nu simțea ușurare în viața lui și nu simțea iertarea acestor păcate.
Devenea din ce în ce mai conștient de faptul că în loc să ajungă să împlinească voia lui Dumnezeu, în realitate ajungea să se înstrăineze și, spune la un moment dat, a ajuns chiar să îl urască pe Dumnezeu. În providența lui Dumnezeu, Staupitz a observat acest dezastru spiritual în care se adâncea ucenicul său. Astfel, în anul 1512, Staupitz se hotărăște să-l scoată pe Luther din lumea mănăstirii și să-l trimită să-și ia doctoratul în teologie la Universitatea din Wittenberg. Urmează momente de calm spiritual pentru Martin Luther, care se pregătește să devină profesor de teologie, cu toate că era de părere că acest efort pe care urma să-l depune era unul care îl va ucide, deoarece era foarte slăbit din punct de vedere trupesc, dar și psihic. Martin Luther găsește însă putere să finalizeze cu succes cerințele universitare și cu ajutorul lui Dumnezeu devine doctor în teologie. Acest grad universitar îi conferea lui Martin Luther nu doar posibilitatea de a preda teologie, ci și privilegiul de a-și exprima opiniile teologice și filozofice în cadrul diverselor dispute teologice care aveau loc în mediul universitar. Desigur că acest lucru era posibil doar în măsura în care aceste idei erau în consonanță cu ceea ce Biserica Romano-Catolică preda. Activitatea de profesor a lui Martin Luther la Universitatea din Wittenberg a debutat cu o serie de prelegeri teologice din Cartea Psalmilor între anii 1513-14, Epistola Sfântului Apostol Paul către Romani între anii 1515 și 1516, Epistola Sfântului Apostol Paul către Galateni 1516-17 și Epistola către Evrei 1517-1518. Prelegile ținute de către Martin Luther în această perioadă demonstrează faptul că Luther se afla într-un proces de transformare și că se detașase într-o oarecare măsură de gândirea scolastică, oferind o interpretare teologică uneori diferită față de cea predată de către tradiția Bisericii Romano-Catolice. Ținând cont de acest lucru, avem fundamentul să afirmăm faptul că reforma teologică a lui Martin Luther nu a fost un eveniment spontan, ci a fost un proces complex dezvoltat pe o perioadă de mai mulți ani de studiu. În această perioadă, pe lângă munca academică, Martin Luther se ocupă și cu responsabilitatea de predicator în parohia bisericii din castelul Wittenberg. Această îmbinare de eforturi a făcut ca Martin Luther să se dezvolte ca teolog, dar și ca slujitor al bisericii. Astfel, în anul 1514, Martin Luther era deja principalul predicator al orașului Wittenberg. Predicile lui Martin Luther erau cât se poate de ancorate în realitate, lipsite de patos retoric, fiind pline de experiențe din viața reală. Pe lângă interpretarea Sfintelor Scripturii, lui Martin Luther îi făcea o mare plăcere să memoreze pasaje din Biblie și să lucreze la materiale pentru cateheză, lucru care va prezenta un imens avantaj pentru viitorul său de reformator. În debutul acestei expuneri istorice, am vorbit despre faptul că în anul 1515, Papa Leon al X-lea a readus în actualitate celebrele indulgențe. Vă amintiți din înregistrarea anterioară pe care vă invit să o reurmăriți pentru a vă reactualiza în minte aceste informații. Scopul Papei Leon al X-lea era acela ca prin vânzarea acestor documente bisericești să aducă resurse financiare la bugetul bisericii în vederea construirii Catedralei Sfântul Petru din Roma. Mai mult, în comerțul cu indulgențe era implicat și Albert von Brandenburg, care, în dorința de a deveni arhiepiscop de Mainz, cumpărase funcția cu bani împrumutați de la bancă și acum era nevoit să returneze suma respectivă, dar și să plătească pape, evident, pentru favoarea aceasta. Vânzarea de indulgențe nu a pătruns direct în Wittenberg, deoarece Frederic cel Înțelept nu agrea acest lucru. Însă mulți dintre membrii parohiei lui Martin Luther s-au deplasat la Magdeburg pentru a putea profita de ocazia achiziționării unei astfel de indulgențe. Pentru Martin Luther, indulgența papală conferea celui care o achiziona un fals sentiment religios de siguranță cu privire la mântuire. Indignat cu privire la această consecință, Martin Luther și-a exprimat îngrijorarea de la amvonul bisericii sale. De asemenea, el și-a canalizat studiile tocmai pentru a înțelege mai bine acest subiect legat de justificarea credinciosului și despre iertarea păcatelor.
afundat în studiul Sfintei Scripturi, Martin Luther a înțeles faptul că salvarea nu poate să fie una atât de ieftină încât să fie obținută prin intermediul achiziționării unei simple indulgențe. Viitorul reformator începea să înțeleagă faptul că mântuirea era obținută de către Hristos și oferită păcătosului în dar de către un Dumnezeu iubitor. Tot ceea ce trebuia omul să facă era să-și pună inima golită de păcat la picioarele lui Hristos și să primească din mâna acestuia darul mântuirii. Luther a început să înțeleagă faptul că omul nu are nevoie de minuțioasele și împovărătoarele ceremonii ale bisericii menite să-l conducă pe om la mântuire. Problema mântuirii nu era între om și biserică, ci era între om și Dumnezeu. Acest moment era unul cu adevărat revoluționar pentru spiritualitatea creștină și l-a marcat definitiv pe călugărul aflat acum la Wittenberg. Luther experimenta pentru prima dată emoția nașterii din nou, a convertirii la adevărata credință în Hristos. În astfel de condiții, în care mântuirea reprezenta un dar din partea lui Dumnezeu pentru omul păcătos, Martin Luther înțelegea cât se poate declara faptul că Biserica Romano-Catolică săvârșea un mare abuz atunci când căuta să comercializeze această mântuire și căuta să obțină un beneficiu financiar de pe urma jertfei lui Hristos. Pas cu pas, Martin Luther s-a transformat vizibil dintr-un fiu devotat al Bisericii Romano-Catolice în acel om care avea să devină cel mai mare opozant al abuzurilor comise de către aceasta. În astfel de circumstanțe, Martin Luther s-a revoltat vizibil împotriva abuzurilor care caracterizau Biserica Romano-Catolică. Privitor la comerțul cu indulgențe, Luther a redactat o scrisoare pe care a adresat-o arhiepiscopului de Mainz, prin intermediul căruia nu critica indulgențele în sine, ci mai degrabă Luther deplângea modul total nespiritual în care acestea sunt comercializate. De asemenea, el avertiza asupra efectului nefast pe care aceste indulgențe le aduceau în viața spirituală a creștinilor. Principala obiecție a viitorului reformator era aceea că oamenii deveneau din ce în ce mai puțin conștienți de păcatul lor și de gravitatea acestuia. De asemenea, oamenii deveneau din ce în ce mai puțin conștienți de faptul că iertarea se află unilateral în puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu a primit atenția cuvenită cu privire la problemele ridicate în scrisoarea sa, Martin Luther s-a hotărât să convoace o dezbatere publică, academică, cu privire la această problemă arzătoare pentru biserică. În consecință, la 31 octombrie 1517, a pironit pe ușa Bisericii Castelului din Wittenberg un document în limba latină conținând 95 de teze pe care Martin Luther dorea să le aducă în dezbatere academică a doua zi, adică la 1 noiembrie 1517. Spre surprinderea lui Martin Luther, cele 95 de teze au fost traduse de către studenții săi în limba germană și au fost răspândite cu mare iuțeală în întreaga Germanie, lucru care a dus la ceea ce numim noi astăzi Reforma Luterană din secolul al XVI-lea. Dar despre aceasta vom discuta într-o înregistrare ulterioară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc că ați urmărit cu răbdare această înregistrare și vă aștept data viitoare. Până atunci, pacea Domnului nostru Iisus Hristos, care trece orice pricepere, să fie cu voi toți în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin.